La final de octombrie înfloresc afacerile cu crizanteme, cel puțin în zona Transilvaniei, unde încă ziua comemorării morților este marcată în 1 noiembrie. Tradiția spune că de 1 noiembrie pe fiecare mormânt din cimitire trebuie pusă măcar o crizantemă, așa că producătorii de flori s-au pregătit din timp pentru această perioadă a anului, iar acum și-au scos în piețe și pe trotuarele din marile orașe ghivecele multicolore cu diferite soiuri de crizanteme. Prețurile sunt pentru orice buzunar, de la 5-10 lei până la câteva zeci de lei. Depinde de mărimea ghiveciului, grosimea buchetului sau soiul de floare. Haideți să vedem cât de profitabilă e o seră în care se cultivă crizanteme. Eva Mateș cultivă crizanteme de 7 ani. Dragostea pentru flori a fost imboldul de care a avut nevoie să pornească o mică afacere în acest domeniu, în satul Răscruci, la 25 de kilometri de Cluj-Napoca. Așa că, în fiecare primăvară, plantează butași de crizanteme și toamna scoate florile multicolore la vânzare în prag de luminație. În primul rând, mie îmi plac animalele și plantele și florile. Și așa, deci am o prietenă în județul Mureș și ea m-a inițiat în sensul că mi-a dat răsat gratuit, mi-a dat soluții de tratament, deci tot ce trebuia, numai ca să mă pornesc. Și m-am pornit, dar e ca și pescuitul cumva. Nu, dacă apuci să faci, tot spui că e foarte greu. Noaptea trebuie să ne trezim pe la 2, la 3 trebuie să fim, că nu mai putem descărca marfa. Foarte, foarte greu. Și de fiecare dată spunem că nu mai facem din cauza greutății desfacerii. Și pe urmă iar începem și tot așa. Acum, cu doar câteva zile înainte de luminație, Eva Mateș și-a înșirat ghivecele cu crizanteme pe un trotuar în piața Mihai Viteazu. Aici e vadul bun, dar clienții încă nu sunt prea mulți. Galbenul, albul. Deci, la noi, în Cluj, roșu, galbenul și albul se vinde cel mai bine. Și și asta care este mâna mea. Văd că aveți și oferte. Două bucăți la 15 lei, două bucăți la 10 lei. Da. Sunt destul de ieftine. Cum le-ați făcut și oferte? Păi este vorba de comerț. Latura, o parte alături comerțului. De obicei lumea cumpără mai multe și atunci vreți să vă fidelizați clienții. Da. În fiecare primăvară, Eva investește cam 3.000 de lei în sera de 100 de metri pătrați unde cultivă flori. Crizantemele sunt pretențioase, se îmbolnăvesc ușor și au nevoie de tratamente. Dar toamna, după vânzare, producătoarea spune că scoate dublu suma de bani investită. Așa că își face planurile pentru următoarea cultură de crizanteme. Deși nu se plânge, Eva Mateș spune totuși că prețul florilor de luminație e prea mic față de munca depusă și costurile pe care le implică cultivarea acestora. Un ghiveci cum e cel pe care îl țineți dumneavoastră în mână, cam la ce preț se vinde? Cam la 8 lei. 8 lei sau 2 la 15 lei. A diferit prețul față de anul trecut? Nu. E cam același. Au crescut prețurile la toate produsele. Dar după cum se vede, sunt destul de multe și fiind concurența mare, deci nu oricate. Care ar fi prețul corect din punctul dumneavoastră de vedere pentru ghivecul acesta pe care îl dați cu 8 lei? Da, ăsta, un 12 lei. Dacă ați pune acum etichetă cu 12 lei, credeți că ați avea client? Nu, că fuge lumea și se uită chiar și nu se poate, trebuie să respecte regulile de piață.